Campioana Poloniei Skra Belhatov, dar și medaliata cu bronz la ultima ediție a Ligii Campionilor Jastrzębski-Węgiel au avut viață grea în fața Tomisului. Aflați în plin proces de omogenizare a echipei, albalbașii n-au ținut cont de valoarea celor de la Belhatov, care au avut în lot numai puțin de 4 campioni mondiali. Constanțenii au fost foarte aproape de o surpriză. Desemnat cel mai bun jucător din lume, universalul Marius Vlasdi a făcut diferența și a adus victoria lui Belhatov. În cel de-al doilea meci, trupa lui Martin Stoev a învins o mai veche cunoștință a constanțenilor. Jastrzębski-Węgiel, la treia echipă a Poloniei în sezonul trecut, dar și medaliata cu bronz la ultima ediție a Ligii Campionilor, s-a recunoscut cu greu învinsă. CFM Tomis a utilizat o formulă de joc în care s-au regăsit Zhekov, Simeonov, Petkov, Ianici, Laza, Spânu și liberoul Rosic. Albalbaștrii se întorc la Constanța în cursul zilei de marți, urmând ca de miercuri să revină la antrenamente în sala sporturilor.